Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Calea, adevărul și viața. Și astăzi vă propun o serie de întrebări cu privire la scopul pe care îl avem în viață. Cei mai mulți oameni bâșbâie, adulmecă mai degrabă, scopul lor în viață decât îl identifică în mod clar. Dar pentru un start bun în viață e nevoie să știi încotro mergi și pe ce resurse contezi. Și pe cine altcineva l-am putea întreba cu privire la aceste lucruri decât pe cel care a inventat viața, pe Dumnezeu. Iar una din calitățile sale este aceea de tată și în mod firesc. Copiii seamănă cu tatăl lor. Să fie acesta unul dintre scopurile pe care Dumnezeu le-a fixat cu privire la noi, să împărtășim natura și însușirile? Aflăm astăzi împreună cu invitații noștri din studio, Teodora, Emi și Sami. Bun venit tuturor! Mulțumim! Trebuie să vă spun puțin înainte de a începe discuția noastră că avem aici doi pianiști. Este vorba de Teodora, care chiar și predă pian, din câte știu eu, și Emi, care a făcut 8 ani de pian. Avem pe Sami, care este pastor, așa cum ne-am obișnuit cu el în emisiunile pe care le-am adresat tinerilor. Sami, în perspectiva ta, teologică oarecum, în ce constă această asemănare a omului care este carne, sentimente, cu Dumnezeul, care e invizibil, imaterial? Atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, el a spus să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră și el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerurilor și peste toate viețuitoarele pământului. Când Scriptura spune asta, că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, desigur are în vedere natura spirituală a lui Dumnezeu și are în vedere caracterul lui Dumnezeu. În felul acesta, noi putem fi și suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu e vorba aici de asemănarea materială. Și totuși, textul sună curios. Să facem om după chipul nostru. Se referea la caracter? Dumnezeu, crezi că l-a conceput pe om în momentul acela cu un caracter bine definit și maturizat? Dumnezeu l-a conceput în așa fel încât el să aibă toate capacitățile necesare de care avea nevoie să devină ca și Dumnezeu. L-a creat liber, l-a creat cu gândire, cu intelect, cu sentimente, cu voință. I-a creat un cadru în care să se dezvolte în grădina Edenului. I-a dat de lucru, nu l-a lăsat să stea și să doarmă. L-a pus să muncească grădina și să o păzească. Și în cadrul acesta creat, omul, având o părtășie cu Dumnezeu și având o relație cu Dumnezeu, urma să-L cunoască pe Dumnezeu din ce în ce mai bine, pentru că noi devenim asemenea caracterului Dumnezeu în măsura în care îl cunoaștem pe Dumnezeu. Cu cât îl cunoaștem mai mult, cu atât mai mult putem deveni asemenea Lui. Cum credeți că este Dumnezeu? Pentru că tu spuneai, Sami, că trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu, să încerci să-L cunoști. Cum este El ca să știm cum să-L devenim și cum l-am putea cunoaște? Ce părere aveți? În primul rând, trăsăturile caracterului lui Dumnezeu le putem găsi în Sfânta Scriptură și, după părerea mea, Dumnezeu este un Dumnezeu unic, atotputernic și un Dumnezeu sfânt, care același lucru îl dorește și de la copiii Lui. Cum vezi tu, Teodora, problema? Eu aș începe, ca întotdeauna probabil, cu faptul că Dumnezeu este dragoste. Așa că dacă noi ne uităm la Dumnezeu prin faptul că este dragoste și El cere de la noi ca noi să fim dragoste pentru cei din jur și prin tot ceea ce facem, cred că tot ceea ce facem se manifestă într-un alt mod. Felul în care vorbim, felul în care privim lucrurile, felul în care reacționăm, tot ceea ce facem. Trăsați-mi câteva caracteristici care să-L definească pe Dumnezeu. Tu mi-ai spus atotputernicie, sfințenie, Teodora, dragoste, calități pe care le-ați văzut din Sfânta Scriptură în alt context. Teodora, cum ți-ai dat seama că Dumnezeu e dragoste? Nu e greu. Dumnezeu îți arată lucrul ăsta în fiecare zi. Dumnezeu nu te uită în fiecare zi, îți spune, îți arată ceva. Și e clar că un părinte întotdeauna pe copilul lui vrea să-l învețe ceea ce este bun și vrea să înveți din locurile cele mai bune. Și își arată dragostea față de tine în mod necondiționat. Eu pot să spun că de când m-am născut, bine, n-am știut eu atunci, dar acum, uitându-mă înapoi, îmi dau seama că Dumnezeu s-a apropiat de mine cu dragoste. Trăsătura principală pentru tine a lui Dumnezeu este dragoste? Da. Te caracterizează? E prea personală întrebarea? Sper. Sami, ce urere ai tu? Desigur, Dumnezeu s-a prezentat
în scriptură, prezentându-și anumite fațete ale caracterului lui, pentru că caracterul lui Dumnezeu e un caracter complex. Și el s-a prezentat, desigur, și ca dragoste, parte deosebit de importantă a caracterului lui Dumnezeu, dar în același timp și ca sfințenie. Însă, vreau să spun că la un moment dat Dumnezeu a decis să se prezinte și să-și dezvăluie caracterul, dacă vrei, și să se prezinte pe el într-un mod extraordinar, cum nu mai făcuse până atunci, și anume venind el însuși în persoană, aici pe pământ, în persoana Domnului Iisus Hristos. Și Evanghelia după Ioan, la capitolul 1 cu versetul 14, de exemplu, spune și cuvântul, care în versetul 1 spune că era Dumnezeu și era cu Dumnezeu, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Iar în versetul 18, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Dumnezeu a venit personal aici. Și autorul epistolei către evrei spune, după ce în vremurile din trecut, în vremurile trecute, Dumnezeu s-a prezentat și a vorbit în multe feluri, în multe rânduri, în multe chipuri, la sfârșitul veacurilor a venit să ne vorbească prin Fiul, care este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Ca să concretizez aici, dacă vrei să știi cum este Dumnezeu, atunci uită-te la Iisus Hristos, pentru că El a venit, Dumnezeu Fiul s-a întrupat și a venit în persoana lui Iisus Hristos aici pe pământ și s-a prezentat exact așa cum este El. Și unul din locurile extraordinare în care Iisus Hristos însuși se prezinte este în Matei capitolul 11, spune în versetul 27, toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Adică acea autoritate extraordinară, acea atotputernicie despre care Emi vorbea. Spune, eu sunt cel care am primit tot ce mișcă în universul ăsta este în mâinile mele. Și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul. Și acela căreia vrea Fiul să-L descopere. Și acum urmează o frumusețe extraordinară care arată caracterul lui Dumnezeu și îmbină într-un fel ceea ce Teo și Emi spuneau. Spune, totul mi-a fost dat în mâini de către Tatăl meu. La un moment dat, Iisus spune chiar, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Acum, închipuiți-vă ce ar spune un om care i s-a dat măcar un pic de putere. Și Fiul lui Dumnezeu vine și spune, Tatăl mi-a dat toată puterea în mâini. Dar fiți atenți, zice, uitați-vă la mine. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Iisus spune, Tatăl mi-a dat totul în mână, sunt atotputernic, dar în adâncul inimii mele, ceea ce definește caracterul meu, eu sunt blând și smerit cu inima. Ceva extraordinar, această combinație. Fiecare dintre voi ați adus anumite trăsături pe care credeți că Dumnezeu le are, acest Dumnezeu nevăzut, dar care totuși transpare prin tot felul de circumstanțe și situații prin care trecem. Vă propun să urmărim acum câteva secvențe, după care revenim în studio, continuăm discuția noastră. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Fiți buni unii cu alții și miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Revenim în studio cu o discuție despre scopul nostru în viață. Este scopul nostru, asemănarea noastră cu Hristos,
Cine este Dumnezeu? Care sunt trăsăturile? Au fost câteva puncte pe care noi le-am atins puțin mai devreme. În mod categoric, scopul lui Dumnezeu cu privire la fiecare dintre noi, odată ce ne-am mântuit, nu este neapărat confortul nostru zilnic, ci mult mai mult maturizarea, schimbarea caracterului nostru. De unde începe această schimbare? Am văzut că Dumnezeu este dragoste, este sfânt, puternic, oferă liniște, încredere celor care vin la El. Dacă vrea să fim ca El, de unde începe această transformare, devenirea noastră? Ce părere aveți? Cred că dacă vorbim despre transformare, nu putem să vorbim despre transformare decât dacă omul vrea să se transforme. Nu știu dacă Dumnezeu te transformă fără să vrei tu să fii transformat. Cred că e foarte important ca și creștin să-ți dai seama că tu trebuie să ajungi să fii ca și Hristos. Că asta este scopul tău în viață. Și atunci trebuie să ajungi la un moment dat în care să spui, hei, astea sunt lucrurile bune pe care deja le am și e bine să merg cu ele să le dezvolt. Și astea la alte sunt niște lucruri care nu prea merg cu Hristos împreună. Și trebuie să ajungi în momentul acela și să spui, să tragi linie și să vezi, ok, Dumnezeu, ajută-mă. Cred că ai început cu un punct important, trebuie să vreau. Dar ca să ajung să vreau, trebuie să mă convingă cineva, să-mi creeze acea motivație. Ce crezi că îți dă acea motivație? Motivația este clară. Vrei să fii ca și Dumnezeu. Vă amintiți în Evanghelia lui Ioan? Primele cuvinte sunt, lumina a venit în lume, dar oamenii n-au vrut să se schimbe, n-au vrut să o primească. Trăiau în păcat și s-au simțit deranjați de lumină. E suficientă voința? Ce părere aveți? La un moment dat, un om robit de patima beției își dă seama că își distruge viața, familia, cariera și tot. Vrea să scape. E suficient să vrea să iasă din... E normal că după voință urmează să și faci ceva. Când faci ceva fiind însoțit de circumstanțe exterioare, adică te ajută cineva, este cu atât mai bine. Un om robit de dependența alcoolului nu cred că poate să iasă singur din lucrul ăsta. Este o dependență foarte mare și e ceva nociv din care nu poți să ieși de unul singur. Emi, ce părere ai? Da, cred că e foarte greu și trebuie să fii foarte, foarte puternic ca să poți să treci de anumite chestii doar prin voința ta. E important și ca cineva să fie lângă tine și să te ajute. Poate... nu te poate ajuta în mod direct să te scape din această situație, dar poate cu o vorbă sau cu un sfat te-ar ajuta foarte mult. Și poate chiar dacă nu iei aminte atunci pe moment la acel lucru, dar va veni un moment când îți vei da seama că și ceea ce a spus o anumită persoană a avut importanță și te-a ajutat să treci peste acest lucru. Unii creștini îmbătrânesc, dar nu se maturizează niciodată. Am luat un caz destul de exterior, problema beției, dar sunt oameni care se numesc creștini și care au o grămadă de vicii, să le spunem, nu neapărat vicii, poate probleme în care cochetează cu păcatul. Să zicem bârfa, minciunica. Ceilalți s-ar putea să încerce să te ajute, în măsura în care te lași ajutat. Vrei și tu să te schimbi, dar nu atât de mult îți dai seama punctele în care greșești. Există un alt element de care trebuie să ținem cont sau un element suplimentar în discuția noastră? Da, voința este cât se poate de importantă, dar nu ajunge. Să te ajute alții e foarte important, dar nu ajunge. Cu ajutorul voinței, cu ajutorul altora, se poate vorbi despre o remodelare a educația, așa are rolul ei aici uneori și multe alte lucruri, o remodelare a caracterului în anume, în unele direcții și unele chestiuni. Dar nu se poate vorbi despre transformare. O transformare radicală a caracterului unui om are loc doar în momentul în care el se întâlnește în mod real cu Iisus Hristos. Și are loc ceea ce Scriptura numește nașterea din nou. Pentru că problema noastră este în minte. Trebuie să fie schimbată mintea și atitudinea noastră vis-a-vis de aceste vicii care spui sau aceste probleme. Câte vreme eu nu am repulsie vis-a-vis de lucrurile acestea și pasiune pentru sfințenie, pentru dragoste adevărată, pentru
acele lucruri frumoase care înseamnă caracterul lui Dumnezeu, câte vreme nu am pasiune pentru asta și nu am repulsie pentru toate aceste lucruri rele, nu se poate pune problema. Și apoi, toată această lucrare de transformare a caracterului, tot acest proces, este un proces în care sunt implicate două părți. Și uite ce frumos spune Apostolul Petru în a doua epistolă, capitolul 1, versetul 3 și 4. Spune: Dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, sau, dacă vrei, caracterului dumnezeiesc, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Ei, dacă m-aș opri aici, Teodora ar putea zice: ei, omul ăsta acum m-a contrazis cu totul, ce am zis eu și ce spune el. Așa ar părea la prima vedere, dar asta e numai prima parte. Deci, pe de o parte, Scriptura spune: Dumnezeu ne-a pus la dispoziție tot ceea ce avem nevoie, tot ceea ce avem nevoie, Hristos este în noi, dacă suntem creștini, Duhul Sfânt este în noi, tot ceea ce avem nevoie a pus în noi ca să putem trăi o viață sfântă și pentru ca caracterul nostru să fie transformat asemenea caracterului Lui. Dar nu e aici totul. Continuă spunând: de aceea, și foarte interesant aici, nu spune pentru ca să se întâmple, ci de aceea, pentru că aveți totul pus la dispoziție, dați-vă și voi toate silințele. Și aici intervine exact ce spunea Teo. Dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința voastră fapta, fapta cunoștința, cunoștința înfrânarea și așa mai departe. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Un proces în care sunt implicate două părți. Dacă vrei să fii, să ai o viață doar machiată pe aici pe acolo, să arate bine, aia se rezolvă ușor. Dar dacă vrei o transformare radicală, atunci Dumnezeu este Cel care trebuie să intervină. Și tu, de asemenea, trebuie să intervii acolo. Care credeți că este problema? Totuși, foarte mulți creștini rămân copii, din punct de vedere spiritual. Copii nu la vinovăție, ci copii la gradul lor de înțelegere a lucrurilor și de practicare. Dumnezeu ne dă dumnezeiasca lui putere în așa fel încât să facem față ispitelor, poftelor și undeva se scapă. Eu cred că o mare problemă este că ne uităm unde nu trebuie. Tot timpul spunem: a, uite la, și la ăla ce a făcut. Asta e problema, ne uităm la oameni, ne uităm la oameni ce fac și oamenii nu sunt infailibili. Și în loc să ne uităm la Dumnezeu care ne-a dat într-adevăr totul și toate circumstanțele le avem astfel încât noi să devenim asemenea Lui, noi ne uităm la oameni care mai șchiopătează, mai fac diverse ocolișuri până ajung la scop. Cred că cel mai important este să nu ne lăsăm duși în eroare de problemele celorlalți. Cred că o problema a noastră sau a celor care nu se maturizează din punct de vedere spiritual este pentru că nu își dau seama ce importantă este relația cu Dumnezeu și părtășia pe care o poți avea cu Dumnezeu. Și foarte mult punem accentul că zicem că suntem creștini și mergem și noi la biserică, mai citim vinerea și duminica din Scriptură, dar foarte mult contează relația ta zilnică cu Dumnezeu și momentele când îl lași pe Dumnezeu să-ți vorbească. Și așa cum spune că cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru noi, dacă nu aprofundăm și dacă nu studiem cuvântul lui Dumnezeu, n-avem cum să ne dezvoltăm și cum să ajungem la o maturitate spirituală. Mi se pare o chestie interesantă, problema pe care ai abordat, exact așa cum o prezintă și Biblia. Foarte puțini creștini înțeleg că noi într-adevăr avem totul, așa cum ne-a spus, și din cauza aceea acționăm și ne dăm și noi toată silința. Mulți inversează, își dau silința fără să înțeleagă că ei au în ei resursă. Ca să primească ceva care deja au. Eu am spus-o și în alte ocazii, noi nu suntem chemați să câștigăm o victorie. Victoria a fost câștigată de Hristos pe cruce. Noi suntem chemați să trăim o victorie. Dar nu mai apucăm să o trăim pentru că ne zbatem
să câștigăm ceva care nu e al nostru. Spunea aici Teodora, ne uităm la oameni. E un motiv foarte, foarte important pentru care oamenii nu cresc, nu se maturizează. Creștinii nu se maturizează. Un alt motiv pentru care creștinii nu se maturizează, pur și simplu nu sunt. Mulți care se numesc creștini nu sunt creștini. Sunt doar niște oameni religioși. Pentru că cum ar putea să fie creștin cineva care nu poate să aibă nici măcar un dram de toleranță pentru cineva care puțin e diferit decât el? Ce să mai vorbesc despre iubire sau de dragoste, dacă nici măcar de toleranță? Și apoi, o altă problemă este cea exact care o spunea acum, lipsa de cunoaștere. Deci cred că cineva care nu-și cunoaște identitatea, care nu știe cine este el, care nu știe ce are, ce valori a primit în momentul în care a devenit creștin, omul ăla n-are cum să crească. Și apoi o altă problemă majoră care eu o văd este lipsa de modele. Deci e o lipsă crasă de modele de oameni maturi, ca cineva să se poată inspira, să se uite, să vadă. Aș vrea să fiu ca și cutare. Și dacă mă uit în Scriptură, de exemplu, un om ca și Pavel are îndrăzneala să spună: călcați pe urmele mele, uitați-vă la mine și călcați pe urmele mele și fiți ca mine. Deci avem nevoie de așa ceva. Aș vrea să mutăm discuția noastră oarecum într-un plan concret și să găsim situații practice. Cum se întâmplă această maturizare? Cum transpunem experiența biblică în experiența noastră personală? Cum ne bazăm noi pe resursele lui Dumnezeu? În mod concret, în situații pe care poate voi le-ați întâlnit, în care ajutorul lui Dumnezeu a fost pentru voi și în aceeași măsură voința voastră a colaborat. Poate îmi puteți exemplifica pentru telespectatorii noștri, pentru a-și face o imagine mai clară a conceptelor pe care le-am discutat. Eu am foarte multe exemple în viața mea în care Dumnezeu mi-a dat atâtea oportunități și întotdeauna am avut, nu știu, poate ți-am mai spus chestia asta, că mă bucur că întotdeauna Dumnezeu mi-a dat oportunitatea de a alege. Niciodată nu m-a pus în fața unui drum și a zis: te duci pe aici. A zis: uite câte posibilități ai, uite-te ce ți-am dat, uite-te ce există. Și atunci trebuie să stai, să te gândești și să te rogi, să pui voința la bătaie, dar poate voința nu e suficient și poate voința ta spune totul, cu totul altceva. Și atunci e important să faci un echilibru între voința ta și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care este în tine, dacă pornim de la premisa că suntem creștini, da? Și echilibrându-le pe cele două, ajungi încet, încet să treci peste fiecare pas care duce la o maturizare. Haideți să vă ajut puțin. S-ar putea acum cineva care tocmai ne urmărește să se confrunte cu o problemă foarte concretă. Să spunem că e un tânăr care este obsedat de imagini pornografice, cu un conținut pornografic, care se simte atras, momit în sensul acesta, care ar vrea să depășească etapa, care îl iubește pe Hristos, care chiar are o relație cu El și și-ar dori să fie pur din punct de vedere spiritual, se simte mereu momit, atras în direcția aceasta. Cum l-ar ajuta pe el acest text? În ce pas concret i-ați sugerea să iasă dintr-o situație de genul acesta? Ce să facă în mod concret? Nu te mai uiți la televizor, nu mai mergi pe internet, nu mai deschizi nicio revistă. Și încerci să înlocuiești chestia asta cu ori citirea unei cărți, ori poate statul de vorbă cu o anumită persoană. Deci încerci să compensezi. Știu, e foarte greu, dar încerci cumva, sau prin citirea Bibliei, încerci să afli ceea ce vrea Dumnezeu de la tine. Nu vreau să omiteți că ispita există în interior. Ceea ce mi-ați sugerat voi au fost tăiați punctele cu exteriorul. Ceea ce nu e de neglijat, sfatul vostru este foarte bun. Dar ispita cred că provine din interior, în modul în care el gândește. Păi, atâta timp cât pentru el această ispită... Depinde cum privești lucrul acesta. El privește pornografia sau ce-o fi, ispita asta, o privești ca pe ceva ce dorești foarte mult și wow, trebuie neapărat să vezi. E, trebuie să ajungi la momentul în care să-ți dai seama ce e mai important în viața ta. Care sunt prioritățile în viața persoanei despre care discutăm. Mi se pare o chestie ușoară? Nu. Greu, foarte greu. De ce e greu? Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie, în așa fel încât să nu fim nici leneși, nici neroditori și nu cumva să o luăm pe lângă. Știi de ce e greu? Uite-te. Dacă te uiți la un copăcel care crește și zici: wow, uite ce fain, are și vreme bună și tot ce-i trebuie, are și un sol frumos ca să crească, să dea roade. E, da, vine un tsunami și s-a dus.
Sau vine un val și dacă nu stă bine unde stă, ce roade mai face? Cum ne raportăm la eșec? Eșecul intervine în viața noastră de creștini. Vrem să fim asemănători cu Hristos, dar uneori dăm în bară, te ia gura pe dinainte și numai chipul lui Hristos nu s-a văzut în momentul respectiv. A eșuat. Ce se întâmplă cu textul pe care tocmai ni l-ai citit, Sami? Eșecul face parte din decor în procesul de maturizare. Depinde cum îl privești. Depinde, poți să-l vezi o catastrofă sau poți să-l vezi o oportunitate de a face lucrurile mai bune sau o oportunitate de a lua de la capăt sau o oportunitate de a te întoarce acolo unde ai greșit și a-ți face o evaluare cinstită, corectă și a merge mai departe. Însă aici sunt niște lucruri care nu sunt complicate, dar sunt foarte importante să le vedem împreună. Dacă știi cine ești, dacă îți cunoști identitatea, dacă îți cunoști scopul pentru care ești aici, dacă ai o relație cu Hristos, dacă ai pornit pe drumul asemănării cu Hristos și vrei ca din ce în ce mai mult să lucrezi la asta, atunci vei trata eșecul într-un fel. Dacă trăiești așa doar că să respiri ca să nu mori, atunci asta te poate demobiliza, te poate termina. Scriptura spune, cel neprihănit de 7 ori cade și iar se ridică și merge înainte. Acum, revenind la o ispită sau o chestiune concretă care te trage în jos, știți, fiecare dintre noi avem în trăsăturile noastre de caracter și personalitatea noastră și multe alte lucruri care pot fi spuse, avem părți tari și avem părți slabe. Problema e că uneori noi ne putem ascunde părțile slabe de oameni, dar nu ne putem ascunde de Dumnezeu și de noi înșine. Fiecare dintre noi ne cunoaștem părțile slabe. Fiecare dintre noi știm acolo unde suntem vulnerabili și garantat că diavolul ne va ataca întotdeauna acolo unde suntem vulnerabili, pentru că dușmanul întotdeauna te atacă exact acolo unde ești vulnerabil. Și pentru cei care nu cred, le sugerez să studieze viața lui Samson, un tip care avea o problemă, aia a fost problema tot timpul, 20 de ani a fost judecător în Israel și n-a avut probleme în domeniul respectiv. După 20 de ani, din nou, a căzut exact în aceeași problemă. Deci noi trebuie să fim cinstiți cu noi, să identificăm clar care ne sunt punctele slabe și locurile unde suntem vulnerabili și trebuie lucrat la ele, pe rând și cu înțelepciune. Noi, românii, avem un geniu al nostru, spunem că orice minune ține 3 zile. Dacă în 3 zile nu se întâmplă ceva, nu merită. Încă foarte mulți au și ideea asta, dacă nu fă, sau cum îi zice, nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi, lasă pe poi mâine. Că poate nu mai trebuie. Și dacă nu se face de la sine, înseamnă că nu merită importanță. Ei, dacă în felul ăsta tratezi anumite chestiuni, anumite trăsături de caracter, chestia cu pornografia care ai spus-o, deci mi este foarte clar că dacă cineva e robit de așa o treabă sau de orice altceva, păi sigur, exact ce au spus ei, trebuie să tai zonele de unde. Da, problema e aici, de aia e alimentată. Și apoi trebuie să o schimbi cu ceva. Și toate cercetările psihologice, sociologice, iau cum vrei, demonstrează faptul că este nevoie pentru schimbarea unui obicei rău sau unei chestiuni rele cu una bună, este nevoie de minimum 30 de zile. Minimum 30 de zile. Nu poți în 3 zile. 3 zile nu mă mai. Minimum. Dar asta, desigur, lucrează mult mai bine dacă ești pregătit să înlocuiești cu ceva de calitate. Cum comentați afirmația apostolului Pavel? Vreau să fac binele, nenorocitul de mine. Vreau să fac binele și totuși nu binele pe care vreau să-l fac, îl fac, ci răul. Era disperat Pavel în contextul acesta, era o luptă interioară acolo, nu... N-a venit cu un aer de superioritate în care se dădea Marele Sfânt, ci
chiar s-a făcut foarte vulnerabil, expunând o luptă interioară pe care o avea. E un adevărat model. Într-adevăr, după el te poți lua, pentru că el, într-adevăr, îți arată că odată ce ai pornit pe calea asta în care vrei să fii ceea ce am spus că vrem să fim, asemănătorii lui Hristos, nu o să-ți fie, roze, o plimbare pe alee. Și în fiecare zi și în fiecare moment, în fiecare alegere pe care o faci, este o luptă pe care o duci cu tine însuți, cu ceea ce este în jur. Așa cum calea lui Dumnezeu nu este o cale ușoară. Și spune că este o cale îngustă, dar dreaptă și care duce la cer. Și dacă încercăm și ne ghidăm după cuvântul lui Dumnezeu și avem privirea țintită către El, cred că putem reuși. În mod clar, din ceea ce noi am discutat, vedem că nu e un lucru ușor să fii creștin și că presupune luptă și uneori eșec, dar de multe ori și biruință, să nu fim doar pesimiști și să vorbim doar de aspectele negative ale luptei. Dar dacă ne uităm cu atenție, observăm că Dumnezeu este mult mai interesat de ceea ce noi suntem. Nu că ar nega faptele noastre, dar uneori eșuăm. Dar Dumnezeu este mult mai interesat de ceea ce noi suntem, de ceea ce creează noi, de ceea ce lucrează. Azi ai greșit, azi zicem că ai căzut, dar procesul continuă. Nu ești respins, nu ești dat afară pe ușă pentru că ai greșit azi. Aici vreau să spunez foarte tare, foarte important să știi cine ești. Deci foarte important să știi, să-ți cunoști identitatea. În momentul în care nu știi cine ești, nu știi că, Doamne, eu sunt copil al lui Dumnezeu. Da? Deci când... De obicei, oamenii își pun întrebarea asta, cine sunt eu, ce caut pe aici și unde mă duc de aici. Păi dacă nu știi să răspunzi la astea așa senin, la orice oră din zi sau noapte, atunci ai probleme mereu. Deci eu știu cine sunt. Sunt copil al lui Dumnezeu. Dacă n-ai știut, îți spun acum. Știu ce caut aici. Sunt aici lăsat ca să-i aduc gloria lui Dumnezeu. Desigur, fiecare în felul în care el, în talentele care le are, darurile care Dumnezeu a dat. Și știu și unde mă duc. Mă duc cu Dumnezeu în cer, toată veșnicia. Ei, dacă știu identitatea, dacă știu cine sunt, știu cine-i tatăl meu, cu cine am intrat într-o relație, da, vin și probleme, vin și necazuri. Și uneori, știi ce e interesant? Că Dumnezeu intenționat lasă în viața noastră unele lucruri rele, de-a dreptul, să ni se întâmple. Tocmai pentru că, vorba ei, nu când ești pe roze, ți se lucrează caracterul. Și caracterul lucrează atunci când ești trecut, da, prin probleme. Cineva spunea odată, roadele bogate nu cresc pe munți. Cresc jos, în văile cele mai adânci. Continuăm discuția noastră despre cum creștem după ce urmărim câteva secvențe. Ispitele au rol de test pentru noi. Și dacă umblarea noastră cu Dumnezeu nu e testată, nu e verificată, are o mare hiatus, o mare lipsă. Rolul negativ al ispitei este când vine ispita și nu ești pregătit. Deci noi trebuie să mergem pe ideea de a vedea rolul testelor și să fim pregătiți pentru ispita. Modelul nostru este Domnul Iisus, care a fost ispitit. A fost ispitit în pustie, este ispita prezentată în mod clasic. Și Iisus a știut să folosească cuvântul lui Dumnezeu. Cred că și pentru noi. Acum, noi nu suntem ispitiți toți la fel. Unii sunt ispitiți la nivel de gândire. Atunci, la gândul acela de ispită, să zicem gândul că nu este Dumnezeu. Poate fi o ispită. Am fost ispitit și eu cu gândul ăsta. Cum am contracarat această ispită? Cuvântul lui Dumnezeu, care nu pune prioritate să declare că există Dumnezeu. Și spune, căutați-mă și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Nu vrea să strivească personalitatea umană și îmi place foarte mult asta. E diferit. E Dumnezeu care, dacă îl cauți, îl lasă găsit. Și mi-a plăcut. Mi-a plăcut această scriptură. Cred că există Dumnezeu. L-am căutat. Mi-a dat un reper vieții. Îl simt în inima mea. Rugăciunea noastră este asta în Tatăl nostru. Și nu ne duce pe noi în ispită. Este un alt verset care spune că Duhul l-a mânat pe Iisus în pustie. Deci a fost permisivitatea divină ca Iisus să fie ispitit. Dar nu l-a ispitit Dumnezeu pe Iisus, nici Duhul Sfânt, ci l-a ispitit diavolul. Aici vedem suveranitatea lui Dumnezeu care permite să fim ispitiți, pentru că nici Iov n-ar fi fost ispitit dacă nu-i permitea Dumnezeu.
Și spune că nu va permite Dumnezeu să fim ispitiți peste puterile noastre. Și imaginea cu camioanele de tonaj mare, că nu pot trece peste un pod. Deci Dumnezeu limitează ispita în suverenitatea Lui. Pentru credincioși este promisiunea că nu suntem ispitiți decât în limita puterilor noastre. Deci Dumnezeu permite ispita, dar nu El ispitește. Ispitește diavolul. Suntem ispitiți de firea noastră pământească. În primul rând, Dumnezeu ne încearcă credincioșia. Dumnezeu nu ne vrea roboți. Testul este ocazie de a zice da sau nu lui Dumnezeu. Practic, frumusețea lui Dumnezeu se vede prin faptul că birim ispita diavolului. Și diavolul trebuie să știe că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și știe prin noi asta. Oamenii ceilalți, văzând cum birim ispita prin curaj, rolul de model, cunosc mai mult pe Dumnezeu. Gustul acesta al biruinței ne apropie mai mult de Dumnezeu. Ne demonstrează că numai prin har am biruit ispita. Și când birim ispita, vom fi mai atenți față de ceilalți oameni care au căzut în ispita. Deci este și pentru binele nostru. Pentru mine însă este ceva bun. Când nu biresc ispita, se pot întâmpla trei lucruri. Una, să mă împietresc. Deci împietrire. Și sunt oameni care s-au împietrit, nu s-au mai ridicat niciodată. S-au ridicat foarte greu. Al doilea lucru, îmi dau seama cine sunt. Iov, și-o dau seama cine este. Și atunci poți să strigi după Dumnezeu. Să-ți dai seama că e vina ta că ai căzut în ispită. Deci e responsabilitatea noastră, nu dai vina pe altul. Deci și vei suporta consecințele faptului că ai căzut. Pentru că Dumnezeu ți-a promis că puteai să biruiești. Nu niciodată nu avem voie să ne scuzăm, n-am rezistat la ispită că a fost prea tare. Nu. Înseamnă că Dumnezeu e mincinos. Dumnezeu zice pentru credincioși, nu voi îngădui ispite mai pe sus decât puteți purta. Înseamnă că e vina mea. Și atunci eu trebuie să-mi recunosc vina și să mă întorc la Dumnezeu. Sau este al treilea care se poate întâmpla în ispita când nu biruiești. Să ceri ajutorul cuiva. Unui prieten. Uite, am căzut în această ispită. Fii alături de mine. Domnul Iisus Hristos, înainte de a părăsi lumea aceasta, i-a învățat pe ucenici. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Rugăciunea este un factor vital, în afara cuvântului lui Dumnezeu, de a învinge ispita, de a preveni ispita, de a trata ispita. Faptul că păsările zboară despre capul meu e problema lor. E problema mea dacă las să facă cuib în capul meu, deasupra capului meu. Tot așa, faptul că ispite am. Și Iisus a fost ispitit. Normalitatea vieții. Suntem pe o planetă ostilă. Dar suntem chemați să învingem ispita. Revenim în studioul Alfa Omega cu o discuție despre scopul nostru în viață. Împreună cu invitații noștri de astăzi am văzut că este nevoie să fim asemănători cu Dumnezeu pentru a continua procesul nostru de maturizare, de creștere. Acesta este unul dintre scopurile noastre în viață. Din materialul pe care tocmai l-am urmărit, am văzut că necazurile, circumstanțele care par nefavorabile pot fi uneori cele mai mari ajutoare sau binecuvântări de care am putea beneficia. Cum comentați voi această afirmație? Ce părere aveți? Care este rolul necazurilor, problemelor? Emi, putea să ne spui tu din experiența ta cum a funcționat sau a lucrat o anumită experiență care te-a schimbat, te-a marcat? Eu cred că, cum spuneam și mai devreme, necazurile sunt lăsate de Dumnezeu și sunt îngăduite pentru a ne modela și poate de multe ori a ne arăta ceea ce nu este bine în noi. Și eu cred că am avut și eu destule lucruri prin care am trecut și care într-un fel sau altul m-au modelat și știu că Dumnezeu a avut un plan bine definit cu viața mea. Și atunci când treceai printr-o situație de acest gen, te gândeai că Dumnezeu are un plan? Atunci, ai luat un 4 la matematică, să zicem, nu știu ce dramă mare. În momentele alea chiar poate nu-mi dădeam seama că Dumnezeu a îngăduit chestia asta ca să ori să mă ajute în altă latura mea, dar după ce am stat și am analizat problema care sau necazul prin care am trecut, mi-am dat seama că toate a fost îngăduite de Dumnezeu și cum spune Dumnezeu, nu-ți lasă problema mai grea decât o poți duce tu. Și oricum mi-am dat seama că la fiecare necaz și la fiecare problemă pe care am avut, Dumnezeu a și găsit calea prin care să ies din acea încurcătură sau din acel necaz. Dacă ar fi să iei experiență concretă, hai să o facem imaginare, ai luat 4 la matematică sau ai picat un examen pentru că ești student acum. Pe moment spui că nu înțelegi.
Dar totuși, care este mesajul? O situație concretă în care Dumnezeu îți transmite un anumit mesaj pe care tu reușești să-l recepționezi, că altfel ar fi gratuită experiența dacă nu mai trece prin ea și n-ai pricepe nimic. Da, s-a întâmplat, să zic, poate când am căzut un examen și știam că am învățat. Și totuși, Dumnezeu m-a trecut și prin chestia asta. Mă gândesc că poate încrederea mea nu a fost totală în Dumnezeu și am zis, ok, am învățat, las că pot, din ceea ce am învățat eu, sigur îmi va fi de ajuns pentru acest examen și nu m-am încrezut în puterea lui Dumnezeu care chiar poate să facă minuni. În momentul în care ești într-un necaz, zici, Doamne, de ce eu? Dar tocmai mie trebuie să mi se întâmple chestia asta. Deci cred că e normal într-o anumită fază să fii supărat, decepționat, sigur, și să-ți ridici întrebări. Dacă nu-ți ridici întrebări, poate că ai o problemă. Trebuie da, să-ți ridici cred problemă. Că ești... Totuși, de ce trec prin situația asta? Că altfel nu prind lecția. Da. Trec, așa cum spuneam mai devreme, în mod gratuit prin toată experiența. Ce pași concret avem de a aborda pozitiv, să zicem, sau să ne învățăm lecția atunci când trecem printr-o situație dificilă? Cred că e important și să ne uităm la situație prin prisma, cum a spus Sami, prin prisma rolului de fiu al lui Dumnezeu. De multe ori noi ne uităm la tot felul de situații prin prisma, cum să zic, prin prisma băiatului din casă sau a majordomului, sau unui om așa de pe lângă familie, numai unui fiu care are toată moștenirea. Tata sare în momentul ăla și vine și te ajută. Adică a meu așa face. Și Dumnezeu face la fel. Mi-am amintit acum de pilda fiului risipitor în care fiul cel mare era fiul în casă și totuși îi spunea tatălui, mie nu mi-ai dat niciodată niciun vițel. Tatăl îi spunea, tot ce ai este al tău. Și mentalitatea lui era de majordom, cum spuneai puțin mai devreme. Problema este că te lovești și de mentalitatea oamenilor. Nu de puține ori când ajungi într-un necaz sau într-o problemă, oamenii toți sunt la fel și noi și uite, l-a bătut Dumnezeu sau i s-a întâmplat așa pentru că uite, mai trebuia și el să se smerească sau mai trebuia să... Deci foarte grozav suntem atunci când... Și asta are un efect, desigur, negativ asupra persoanei care trece printr-o încercare. Desigur, foarte, foarte important este cum privești. Dacă privești încercarea ca un privilegiu pe care Dumnezeu ți-l dă să te maturizezi, e ceva. Uneori va trebui să faci față, eu știu, mentalității care e în jurul tău și ca și în cazul în care, de exemplu, vrei să fii bun și oamenii spun că ești prost sau ești bleg, la fel e și aici. Să accepți că Dumnezeu vrea să te înveți o lecție și din asta. Vreau să spun eu o chestiune concretă ce mi s-a întâmplat mie și eu am văzut-o ca și providența lui Dumnezeu și faptul că Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Am plecat într-o duminică dimineața împreună cu prietenul meu, Emma Dejeu, care acum e undeva prin București. Am plecat în zona Moldova Nouă. Am vizitat ceva biserici acolo și culmea, aveam roată de rezervă. Eu am fost din Timișoara până în Chișinău de 3 ori fără să am roată de rezervă. Și cineva mi-a spus că numai un pastor poate să facă asta. De data asta aveam roată de rezervă. Dar am făcut pană. Undeva am nimerit într-un cui sau așa ceva. Am schimbat roata. Am pus roata de rezervă și am plecat mai departe. Seara chiar cred că am fost în Radimna sau așa ceva se cheamă localitatea acolo și veneam spre casă. În momentul în care am ieșit din Oravița, cred, așa, am făcut pană din nou. La ieșire din oraș era în jur de ora 12 noaptea. Încă am mai luat și pe cineva pe care l-am întâlnit acolo, eram 3 persoane. Și în momentul ăla am ieșit din mașină, era 12 noaptea, toată lumea aproape dormea în Oravița, nu cunoșteam zona, era duminică noaptea, aveam doar 3 roți, mașina avea nevoie de 4 care să meargă și 2 aranjate. Dar m-am dat jos de la volan cu o încredere extraordinară, nu mi se întâmplă întotdeauna, dar atunci m-am dat jos din mașină cu o încredere nebunească că următoarea mașină care va veni, va veni să mă ajute.
Și următoarea mașină care venea era Lorena, fostă Scobercea, acum e Rusovan. Venea cu soțul ei din Moldova Nouă și mi-a cunoscut mașina. A fost fracțiuni de minute, să nu zic de secunde. Am ieșit și imediat a venit, a luat o roată, s-a dus cu ea până în Jamul Mare, mi-a făcut pana și înapoi. A fost extraordinar pentru mine. A fost un semn clar că Dumnezeu poartă de grijă. În fel de fel de am rămas altă dată în Moldova cu mașina fără motorină. Și știți, cine conduce un diesel știe ce înseamnă să rămâi fără motorină, pe o autostradă, puțin spus, cam mult spus, undeva în mijlocul pădurii, unde de obicei moldovenii nu mergeau din graniță pe strada aia, pe șoseaua aia, pentru că umbla mafia pe acolo și atacau tot felul de mașini. Era spre seară, eram cu prietenul meu Alin Curt și am rămas fără motorină. Nu era nicio stație de benzină acolo. Și nimeni nu oprea. Oricine trecea cu mașina pe acolo, trecea în viteză cât putea de mare. Și totuși, când am deschis ochii mai bine, am văzut că am rămas la 100 de metri de o stație din asta care se ocupa de mașini care dezăpezesc drumul iarna. Și acolo, într-un rezervor de mașină, am găsit vreo 5 litri de motorină. Până la urmă. Deci, totuși n-am rămas în aer. El la întâmplare, pentru mine n-a fost. Mie a făcut chiar așa o chestiune banală. M-a făcut să-mi crească încrederea în Dumnezeu. Însă l-am văzut pe Dumnezeu la lucru în viața mea, în chestiuni mult mai mari. Atunci când am crezut că totul e dat peste cap, totul e pierdut. Dumnezeu, de fapt, chiar când îngăduie un eșec în viața ta, poate că vrea să-ți ofere ceva mult mai bun. Dar trebuie să fii pregătit pentru asta. Cum comentați afirmația pe care Sam eu spunea puțin mai devreme? Te-a bătut Dumnezeu, disciplinează Dumnezeu, ne lasă să ne confruntăm cu consecințele. Care e părerea voastră pe marginea acestui lucru? Sau dacă te bate, te disciplinează. Te disciplinează. Nu te bate astfel încât să-ți ia viața. Da? Deci, sau să te disciplineze într-un fel... Te poate disciplina într-un fel foarte dureros pentru tine în momentul respectiv. Teodora, orice părinte normal care își iubește copilul vrea să crească drept. Da, și în momentul clar. În care greșește, îl atenționează, îl disciplinează la un moment dat, o pune o disciplină, da. Pentru că îl iubește, nu vrea să crească deformat. Sigur. Cred că problema noastră în înțelegerea noastră ca și creștini este ori refuzăm disciplina, ori considerăm orice necaz disciplină. Nu, aia e deja prea mult, adică sunt niște extreme. Cred că echilibru. Dumnezeu ne învață să fim echilibrați, oameni echilibrați. Echilibru mă interesează cum îl vedeți voi. Când e echilibru? Când e echilibru? Atunci când nu orice se întâmplă spui, ah, m-a bătut Dumnezeu. Sau când se întâmplă ce anume? Sau cum anume realizezi că în momentul respectiv ai fost disciplinat și nu a fost un necaz prin care trebuie să fii format? Trebuie să fie un efect al unui lucru pe care tu l-ai făcut. Sau ceva ce se lege de experiențele tale anterioare. De exemplu. Ies afară e minus 20 de grade și eu ies în tricou și în pantaloni scurți și după aia răcesc și ajung la spital cu pneumonie. Vorba ce am pneumonie, doctorii mi-au spus că n-am. Și după aia mă întreb, Doamne, de ce ai îngăduit tu să întâmple asta? Da, nu poți să spui chestia asta, mi se pare absurd. Mm-hmm. Deci e o absurditate. Absurditate, da. Normal. Dumnezeu consecințele... ți-a dat minte ca da. Să o folosești, nu să o ții la păstrat. Da? Ieși afară, așa e clar, până și un copil de 2 ani. Știe că dacă pune una pe foc, îl arde. Mi-a plăcut ceva din ce a spus Teodora. Dumnezeu își disciplinează copiii, pentru că El e Tatăl nostru. Nu e o pedeapsă ca să se răzbune pe ei, ci o disciplină corectivă, pentru că vrea să îi îndrepte. Spune Pavel ceva aici. Deci un motiv pentru care Dumnezeu ne disciplinează sau îngăduie să trecem prin necazuri este ca să câștigăm experiență, să-i putem încuraja și pe alții. Apoi spune că dacă avem parte de suferințe din belșug, adică multe, la fel vom avea parte din belșug și de încurajare. Și într-un fel necazurile noastre sunt direct proporționale cu încurajările. Dar mai spune Pavel ceva care aici nu știu dacă o să ne placă. Zice, la un moment dat, ba încă ne punea gândul că trebuie să murim. Adică așa de mare era necazul
prin care am trecut și spune de ce. De ce a îngăduit Dumnezeu asta? Pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. Câteodată noi îi dăm lui Dumnezeu așa o probă de independență. Și foarte mulți creștini îl văd pe Dumnezeu de multe ori așa ca și pe un moș Crăciun care e bun numai atunci când ai nevoie de el. În rest să-și vadă de treabă, că noi ne vedem de-a noastră. Și atunci Dumnezeu, dacă tu chiar ești copilul lui, un tată îi pasă de copilul lui. Dacă vede că ai luat-o puțin pe ulei, atunci spune, stai un pic, hai să vedem unde suntem. Este momentul să tragem câteva concluzii și aș vrea, înainte de a ne despărți, să concepeți o formulă personală în care voi, vis-a-vis de trăirile, de experiențele voastre, vă imaginați și exprimați asemănarea voastră cu Hristos, în formula în care tu, Emi, tu, Teodora și Sami, le vedeți. În ce măsură voi considerați că vă asemănați cu Hristos și ați reușit să, din circumstanțele prin care ați trecut, din Scriptură, din tot ce a existat în jurul vostru, în ce stadiu și pe unde vă regăsiți în procesul acesta? Eu personal pot să zic că am ajuns într-o perioadă în care, chiar după ce m-am predat Domnului și l-am lăsat pe el să lucreze și după ce m-am botezat, mi-am dat seama că perioada care va urma nu va fi roz și nu va fi ușoară. Dar am încercat să mă apropie mai mult de Dumnezeu și de multe ori a mers, dar au fost și momente când am fost atras de alte lucruri ale lumii și am ajuns să-mi dau seama că viața mea, dacă nu trăiesc cu Dumnezeu, nu că nu are rost, dar nu aveai nicio speranță pentru ce să trăiești. Și atunci am hotărât și mi-am dat seama că e foarte important ca să trăiesc cu Dumnezeu și să ajung asemenea Lui, pentru ca ceea ce mi-a pregătit Dumnezeu și viața veșnică pe care El o pune la dispoziția noastră să o pot trăi alături de El și să mă bucur o veșnicie împreună cu Dumnezeu. Eu am simțit că întotdeauna când mi se schimbă lista de priorități, se schimbă și viața mea. Adică atunci când rugăciunea și Dumnezeu este pe primul loc, lucrurile se întâmplă cu un anume scop pe care îl știm pentru Dumnezeu. Când mai trag chiulul, dintr-o dată nu mai știu pe unde sunt și trebuie să-mi aduc aminte cine sunt. Și atunci Dumnezeu are grijă să-mi aduc aminte cine sunt, ce fac aici. Sami? Un lucru foarte pregnant, așa ca să zic, pentru mine sau la care am lucrat și încă lucrez în asemănarea mea cu Hristos este să caut să spun oamenilor întotdeauna adevărul. Chiar dacă nu totdeauna adevărul place, chiar dacă uneori adevărul nu este dorit, chiar dacă risc prin asta să mă trezesc că și ceilalți îmi spun mie adevărul. Dar în același timp fac eforturi ca să-l spun adevărul în dragoste. Nu sunt de acord cu acele persoane și nu sunt de acord nu pentru că așa vreau eu, ci pentru că așa spune Scriptura, cu acele persoane care au teoria puneți mâna pe topor și luptați pentru popor. Puneți mâna pe topoare și dați în tot ce nu-i bine. Un alt lucru cu care mă lupt este tocmai ceea ce citeam din Evanghelia după Matei și este de fapt partea cea mai frumoasă din tot ceea ce înseamnă caracterul Domnul Iisus Hristos, care îmi place și care, cu care mă lupt să îl imit, dacă pot să spun așa, să fiu ca și El. Și anume aceea în care spune tot ce are Tatăl mi-a pus la dispoziție. Am putere, că Tatăl mi-a dat putere. Dar în adâncul inimii mele sunt blând și smerit cu inima. Mă lupt pentru asta, pentru că cred că face frumos un om și înnobilează caracterul, blândețea și bunătatea, însoțită în același timp de fermitate și curaj, dacă vrei. Și nu pot să uit când, la un moment dat, când eram băzit și eu așa din diverse părți,
un prieten de-a meu mi-a trimis un mesaj pe e-mail și mi-a spus, mă rog pentru tine ca să ai putere să continui să fii bun și să fii blând așa cum ai fost întotdeauna, pentru că bunătatea face parte din farmecul tău. Nici n-am știut până atunci că am așa farmec la chestia asta. Nu totdeauna e ușor, mai ales pentru faptul că mă gândesc eu însumi, bă, dar nu sunt bleg acum. Însă, de fiecare dată încerc să mă întorc la vechile întrebări. Cine sunt? De ce sunt? Unde mă duc? Când astea îmi vin în minte toate, atunci e mult mai ușor. La final de emisiune, ne gândim la lucrurile pe care le-am discutat. Am aflat că Dumnezeu înseamnă dragoste și adevăr, calități care nu ne stau în fire, dar care pot fi dobândite și cultivate atunci când o persoană se naște din nou și astfel devine membră în familia lui Dumnezeu. E nevoie de schimbarea mentalității și mai mult, de orientarea pasiunii noastre de la lucrurile care ne înconjoară spre Dumnezeu. Pentru că fiecare dintre noi devenim ca și persoana căreia ne dedicăm, devenim ceea ce iubim. Iar în procesul acesta de devenire, asemenea lui Hristos, circumstanțele cu care ne confruntăm joacă un rol major. Uneori sunt de neînțeles, pierderi absurde, tentații care ne invadează din interior sau din exterior. Cu toate acestea, fiecare eveniment este dirijat de Dumnezeu pentru a ne modela și a ne transforma caracterul. Situațiile dificile nu sunt piedici neapărat, ci oportunități de a descoperi și mai mult chipul lui Hristos și a-L oglindi ulterior în noi. Încercările cu care ne confruntăm nu sunt decât ambalajul în care Dumnezeu ne trimite binecuvântarea. Cu aceste gânduri, ne luăm rămas bun de la invitații noștri și până la o întâlnire cu emisiunea Calea, Adevărul și Viața, vă dorim toate cele bune!